Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou challenge. Abia ce m-am trezit, ce e drept, 12 ceasă, dar iertați-l și pe fratele vostru, pentru că azi noapte am meditat un vlog și m-am pus la somn pe la 4 și ceva, așa că aia e. Iar astăzi sunt cu Danu aici în spatele camerei și vine în felul următor. Voi fi controlat de acest zar. Gen, aruncă cu zarul și ce pică aia trebuie să fac. Avem aici un pește, trebuie să fac ca pește de pe jos. Înțelegeți? Duș. Ori în duș, ori o goleată cu apa afară. Alegi. Ce mai avem? Okay. Să arunc din mână tot ce am în mână atunci când dai cu zarul. Dacă pică, trebuie să arunc. Palmă, trebuie să-mi dai o palmă. Ah. 10 lei, trebuie să-ți dau 10 lei. Hai că asta vreau. Și ce mai avem? Și jokerul, faci ce vrei tu. Orice, îmi zici să fac orice. Dacă am dat joker, nu știu. Orice ai tu în cap, eu trebuie să fac. Deci azi mă controlez prin zarul ăsta. Am făcut-o cu mâna mea din nou. Dar îmi place ideea și dacă vă place și vă apăsați butonul de like, urmăriți-mă pe Instagram, dați-mi acolo un follow. Eu zic să înceapă show-ul. Ia, știi ce zic? Deodată, să vedem. Gata? Ia să vedem. Aoleu! Băi, băieți? Ia! Duce-mi dimineața! Duce-mi dimineața! Hai că te bag aici, nu te scot afară ca să arunc o gălată de apă în cap. Te bag aici, nu într-o casă. Te pregătești așa pentru ultima asta. Așa trebuie să stau îmbrăcat cum ar vrea. Hai la duș. Păi, abia m-am trezit, sincer vă zic, n-aveam chef de asta, deci chiar nu aveam chef. Hai, dă-i așa ca să zic, păi, ca și provocare. Dar să mor tu două leac mai cald, că nu mai pot. Dă cu săpul o leac. Pare că mi se pare că ai dat-o și mai rece, nu știu de ce. Dar ia mă, ce mă poți să-ți asta? Dar mă, cărumă! Urmă, nu-mi poți! Da! Păi, spală-mă mă dimineața! Gata, băieți! L-am dușat și pe aia bine de dimineață! Băi, lăsa-l! Bine, tricoul ăsta e cu șanții numere mai mari, cu o zapoare. Meme din ăla, știi? Când îți ia măta tricoul în clasa a 5-a, să-ți vină încă 5 ani! Am făcut și duș, m-am spălat și pe dinți, sunt în regulă, sunt pregătit, deci a picat la fix. S-a potrivit dimineața. Sincer, cam da. S-a potrivit, dar dacă nu, deci cred că stăteam așa. Mă rog bizar asta că te-ai dușat de dimineață. Aruncă din mă. Ce să arunc? Bă, dar trebuie să ai un mesaj, era bine dacă te dai un mesaj acum. Am scăpat. Ia-l de aici, de cum era să fiu cu telefonul, uite telefonul. Păi aia vreau, eu am zis că dă și el vreun mesaj. Mea, stai să pun ăsta înapoi. Doamne, asta un mesaj, să vin și eu. Dă-și-mi 10 lei pe asta. Dar fii atent cum facem, am o idee super șmecheră. Deci când cade așa tu trebuie să-mi dai mie 10 lei. Merge acum să ții părere și mi-aduci 10 lei. Dar nu, că așa a fost la început, deci tu trebuia să-mi dai mie 10 lei, nu eu ții. Vădă cum mă bag eu în gaură singur. Mamă, să mai părți la pauză. Ia mă, frate. Poți fac și ziua de muncă azi. Ia. Mergem până la magazin, vreau să mi-au înghețat. Pe bun. Chiar pe băi, dar mergem? Cal, hai. Mai ții minte asta? Jokeru! Trebuie să fac ce vrei tu, nu? Deci trebuie să fac ce vrei tu. Ia stai să mă gândesc un pic. Cred că am nevoie de ceva din tamberon de aici. Acum pute. Mi-e rău. Băi, am nevoie neapărat de ceva de aici. Ce? Bani. Mi-e rău. Vreau să citesc oferta aia cu ce scrie pe aia. Care ofertă? Aia din spatele cutiei, de acolo. Vreau să văd ce scrie acolo. Fai, uite câte lume e, filmează. Da, dar nu mă interesează, eu vreau să citesc aia, vreau să văd ofertele. Dacă îmi bărbat. Păi, dar ce fată să mă bag aici, mă? Făi, ce... Nu știu ce... Ce mă schimbă? Ia f***. Dar nu-mi trebuie, mă, frate, am glumit. Mă rog. Ia, bă.
Joker, un cățel. Trebuie să faci, trebuie să te gândești la ceva, să-ți dai o provocare în asta. Te-ai întâlnit cu el acum, ce clasă și mers de o dată, eu te Joker acum. Am zis să fiu băiat ca lumea, să știi, să... Ia să vedem. Mamă, hai, mă, zici ceva, mă. Ia o roșie de aia și un castravet de fost sălățică. Să mănâncă. Da. Ha, mai repede, că nu ai pretenții acum. Ce râdeam? E bun, nu? Da, bă, dar nu le-ai bă, dar le-ai plătești, nu? Dar chiar nu le mai plătesc? Unde să le mai plătești? Bagă repede, că... Noroc! Nu mai pun, mi-era foame de nu mai puteam. Șoferii de pâine. Hai, trebuie să mănânci tot. Ha, mă, crezi ce trebuie acum. S-a rupt, frate. N-am cum să arunc zarul, dar o să-l împing după bancă. Sport afară. Adio înghețat pe vremea asta. Îmi pare rău pentru tine, dar zarul așa zis, nu mai mănânci înghețat. Trebuie să-ți dau mare capac. Dar așa că nu... Oa, ce-a dat frumos! Mergem la un prieten de-a meu aici, la frizerie. Și-a făcut frizerie, mergem să vedem care-i treaba pe aici. Aoleu, ia uite cine-i Romeo. Băi, dar deja știu, băi, bă, da. El domnul Romeo. Ce faci, sunt frate? Salut! Cum, dă-mă așa, că-i David, bine. Dă-mă! Las-mă, mă, să fac ceva. Băi, îmi placă de aici, bă, David, fără catering. Și-o dă-mă, mă, nu leacă de mâini și de picioare. Băi, deci am venit acum să vă spun eu vouă sincer și drept, fac un video. Cine vrea să dea cu zarul azi pentru mine? Eu vreau să dea Romeo. Deci ce cade pe zarul ăsta eu trebuie să fac? Gata, da, eu dau. Deci Romeo pentru prima dată pe clipul meu, când am fost atunci cu mesajele, când ne-am trimis mesaj că atunci... Ce ne faci, da? Da, ce trebuie? Să ne măsurăm puțin. Da. A, mai mare ca el, frate? Da, un pic. Da. Diferență de... Dar n-aș vrea să dea Romeo, că dacă... Hai, capac, bine! Trebuie să-l faci! Dacă îmi cade asta cu palma, nu mai postez unul de zi. Wow. Joker! Deci la Joker trebuie să faci ce vrei tu, poți să-mi zici orice, orice chestii, orice doi idei, ce-ți veniți. Da. Să-l fac pe Sergio, la... să-i fac no, ceva. Să-i tai, tai bretonul lui Sergio. Da. Băi, băi, stai pe loc! Stai pe loc! Stai pe loc, dacă te vin pe tale! Ia la din mod, poți fi în ajutor. Gata, hai, hai, hai. Să vedem. 10 lei. 10 lei. Vine la lețile la jubani. Vine la lețile la jubani. Bata lui nu cred așa cu ăsta. Nu te-a prins unul ăsta. Ce-i mai dat? Har, dai și tu? Hai, dă-i pe ăsta de aici. Dar ce treaba e? Duș, duș. Uite cum să-i fac unul. Da, nu mă, bagă unul. Bagă la porul meu, să mai duci la adevărat. Deci. Oh, hello. Băi, ce mi-a citit? Băi. De ce aici? De ce aici? Fă-mă, cata și ce aici? Da, dar dai pe caldă! Să-ți dau pe caldă! Da, ține-mi pe rând! Hai, lăci! Tu ai așa cu cații aia și curat! Inventor oricum! Stai cu alea? Ce să zic? Nu te mișcă! Relax, frumos! Și cum fac să-i cămută? Ce, de acolo? M-aș cum faci? Hai, dă-i! Dar dă-i caldă! Trebuie să-ți pui așa mâna la frunte aici! Da, să nu mi-ai pui mâna la frunte acolo! Da, e caldă? Vreodată? Da, e caldă. Da, mă, că e caldă. Da, așa, mă, că e caldă. Da, e caldă. Bă, ce mi-a cins, mă. Da, așa să dau aici, mă, ca să nu se... Stai, mă, ca să iau șampulă. Bă, dar ai nici de morți, jur. Păi de drumul ăla, caldă. Bă, stai acolo un pic, că termină, mă. Arată, mă, cu boilerul nu-i băgat în plus. Bă, stai, mă, să iau șampulă. Dar că eu șampul faci acolo la aia. Ba da, de eu șampul. Bă, nu te băgat în prizor. Gata, frate, rezolvă. Se încălzește și apa, băi, ba da, de acum. Gata, stai așa, olea. Uite, puțin. O ce-a făcut și cu aia. Deci mă șterg, ai ceva? Gata, băi, că a făcut dușul ăsta aia acum. Ești curat?
Mai faci mătură? Nu s-a dat? Hai, las că nu-l mai tuns pe-l, tuns după aia, hai mai faci mătură. Păi da, las pisul acum. Ia, mai tuns. Mă dau la tăt? Da, dar nu mai mă bag, las. Eu dau primul. La asta cu apă, nu mai fac, frate. Băi, frate, trebuie să sperbim mai mult tot, dar asta scade. Deci chiar poate dau 10 lei iar. Că am nevoie, am nevoie, zi-mă. Ca pește. Cu ceva, să vadă cum vin. Hai să dau telefon, cum faci? Hai că nu mai părți pe jos, nu-i problemă. Așa, o. Opa! Opa! Și pe partea! Pe partea la... Bă! Epilepsie! Uite să-și creștere asta! Bă! Are bolocul! Bă, dar pește epileptic! Ia mă, care e următor? Bă, de-o trebuie să dau frate! Bă, nu ca de-aia cu parma! Bă, ce mi-aș dori? Hai, filmezi? Hai, nu, hai că te țin eu în față. Hai, hai să plecăm, că nu mai vreau. Păi, dar ce am intrat eu aici, mă, frate? Trebuia să mergem în oraș. Ce bucat de-aia? Hai să mai dau și eu, poate îmi doresc și eu, poate. Poate ăla. Mai, dar e... Hai, s-o dat atâta. Băi, ce-am vrut? Așa? Joker, Joker, a, ce să-i dau eu acum o provocare de astea? Băi, dar ce mi-a țuri urechea? Băi, ce bucate i-a dat? Nu s-a zis la fie. Băi, ca cu gunoi, mâncați. Doar zic că gunoi și poate să-i dau. Băi, ca aici. Băi, poate să-i dau. Băi, faci curat dacă e... Hai, mă rog, treaba ta. Hai să mergem, bă, băi, nu mai vreau. Băi, așa fără, băi, 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 cea mai proastă idee din viața mea a fost să mergem la Alinuș la frizerii și din păcate am dat și peste Romeo care și acum înțeui urechea, vreau să zic. Bă. Tot mi-a spus voi în comentarii. Capacul ți-a pus capac. Da, tot mi-a spus voi în comentarii. Bogdan, vrem video cu Romeo. Bogdan, vrem să-l vedem pe Romeo. L-ați văzut pe Romeo. Stați liniștiți, nu ne-am supărat, adică suntem prieteni în continuare. Asta a fost challenge-ul, adică nu vă gândiți că acum suntem certați sau nu mai vorbim sau eu supărat pe el. N-are nicio legătură chestia asta. A avut fratele vostru între timp niște treabă și n-am mai apucat să filmez. Mam, pardon, mă scuzați, dar nu mai pot, nu mai putea fratele vostru de foame, așa că mi-am luat o pizza, mă pun și eu să mănânc ce a mai rămas, pentru că Dan a mâncat-o pe toată, după cum puteți observa. Am mâncat până... Ofelia mai apucat și eu. Tricoul pe mine așa a rămas, așa s-a uscat pe mine, deși afară a fost destul de cald. Dar... Pește-l pe jos! Pește, lasă pizza jos! Stai să iau o gură! Am mâncat toată pizza, deci atât am apucat dintr-o pizza. Tot ce vreau după acest clip este să nu răcesc, pentru că m-am spălat atunci Romeo cu apă, gheață era. Bogdan, rău, n-ați văzut că ăla nu era băiat în priză. Sper că v-a plăcut ideea mea, apăsați buton de like, puneți clipul la story, dați-mi tag să vă repostez la mine la story. Vă mulțumește fratele că sunteți lângă mine și ce să vă zic, dacă vă place o să fac și partea a doua, așa că apăsați buton de like acolo în forță. Vă pup, pa!